Ne teleportăm în trecut, 5 aprilie 2009, zi care s-a dovedit a fi o răscruce între trecut și viitor. Ziua alegerilor parlamentare. Electoratul era pus în fața celor 17 candidați, iar alegerea unui viitor prosper era pus sub semnul întrebării. Cu toate acestea, noaptea de 5 spre 6 aprilie a fost una tensionată, iar rezultatele au șocat. În urma numărării voturilor, Partidul Comuniștilor s-a ales cu 49,48% din sufragii, cu 60 de mandate în Parlament, urmat de PL cu 13,13%, 15 mandate, PLDM a obținut de asemenea 15 mandate, iar Alianța Moldova Noastră a obținut 9,77% din voturi, în rezultat cu 11 mandate în Parlament. Așa cum am mai spus, rezultatul alegerilor a fost unul neașteptat, mai ales pentru tineri care au catalogat acestea drept fraudate. În cele din urmă, reprezentanții societății civile au chemat oamenii la un protest pașnic. Astfel, în seara zilei de 6 aprilie, 15.000 de oameni au venit aici în fața guvernului cu lumânări în mâini. Oamenii erau sătui de guvernarea asta, vroiau schimbări și mai ales erau sătui de dictatură. De asta am invitat lumea la un protest pașnic, legal, în data de 6 aprilie, seara. Deja protestul a durat aproximativ vreo un ceas jumătate, două, ca la ora 8, chiar aici în fața guvernului, deja toată populația a venit în fața guvernului. Aici tot s-a scandat foarte mult. Peste două ore am anunțat că meeting-ul e încheiat. O nouă zi, 7 aprilie, un nou protest. De această dată însă numărul participanților a crescut semnificativ. 30.000 de oameni. Aceștia au contestat într-un glas victoria comuniștilor. În această zi însă aceștia au fost susținuți de către reprezentanții partidelor pro-europene. Un cuvânt spus tare! Un cuvânt spus calculat este mult mai puternic și mai eficient decât o piatră aruncată într-un geam. În grup, cele câteva 10.000 de oameni au venit spre Parlament și președinție. Aici însă a început teroarea. Protestul pașnic s-a transformat în foarte scurt timp într-un atac dur cu pietre asupra celor două instituții de importanță majoră în stat. Noaptea de 7 spre 8 aprilie însă nu poate fi uitată nici până acum și probabil niciodată de cei peste 600 de demonstranți care au fost reținuți de către forțele de ordine și au trecut prin coridorul morții. Coridorul morții însemnând tortura în comisariatele de poliție. Unul dintre victime s-a dovedit a fi Anatol Mătăsaru, care ne-a povestit întreaga poveste din spatele cortinei. M-am lăsat dus de vauri, m-am apucat și eu de treabă cu să arunc și eu odată în viață cu pietre în Parlament. Am fost atacat din spate, din toate părți, de câțiva civili. Prima senzație am crezut că sunt atacat de ceva comsomoliști sau ceva care vor să răfuiască. Sucit, adică folosit electroșocul, s-a produs foarte momental. Am fost imobilizat, răsucit și băgat într-un autoturism și luat la bătăi, amintindu-mi de acțiunile din 7 aprilie, de ieri, adică cu zi noi. Pe urmă, ulterior, am înțeles eu că sunt polițiști în civil, sunt din KGP. Am fost dus în KGP acolo, luat la bătaie, cum am intrat pe poarte, pe coridoare, în birouri. Evenimentul devastator s-a soldat cu 10 de răniți. Mai mult decât atât, unul dintre protestatari, Valeriu Boboc, a fost omorât în bătaie chiar în fața guvernului. Pentru acest omor, acum o săptămână, a fost condamnat la 10 ani de detenție cu executare fostul polițist Ion Perju, care însă încă nu a fost arestat. La 19 ianuarie, curent, fostul ministru de interne, Gheorghe Papuc, a fost condamnat de către Curtea de Apel Chișinău la 4 ani de închisoare cu executare pentru neglijență în serviciu în timpul evenimentelor din aprilie 2009. Chiar și așa, Papuc încă nu a ajuns după gratii. Revoluția din aprilie 2009 ne duce spre o singură întrebare. Ce s-a schimbat? Atribuțiile juridice a investigării cauzelor penale acum nu are cum să vedem adevărul, pentru că nu există interesul sau, de fapt, intenția este de a ascunde
adevărul. În aspect politic, vedeți în fiecare zi pe organizatorii și beneficiarii evenimentelor din 7 aprilie, de ajuns pornesc televizorul și practic în fiecare zi vedeți la știri și la alte evenimente. Cu regret, după 6 ani, lucrurile s-au schimbat foarte puțin. Viața voastră rămâne a fi în continuare foarte grea, probleme s-au adunat și mai multe și tineretului nu rămâne decât să plece pentru a-și construi prezentul și viitorul. Politicienii care au mers cot la cot cu protestatarii ne spun că încă nu au fost găsiți vinovații din cauza sistemului juridic, care nu este reformat. Admit că este o carență în activitatea procuraturii, organelor de anchetă pe ansamblu, admit faptul că odată cu reformarea plenară și profundă a acestor organe, nimic nu se va pierde, nimic nu va dispărea, va fi posibil de reconstituit acele evenimente, dar e adevărat că a trecut prea mult timp de atunci și respectiv misterul zilei de 7 aprilie și anume deturnarea protestului pașnic în unul violent, așa și rămâne nedescifrat. După protestul Crâncen, care a schimbat istoria țării, am rămas cu Parlamentul și președinția distruse. Unele acte importante au fost arse, iar mobilierul aruncat peste geamuri. Pentru renovarea Parlamentului, din bugetul de stat au fost alocate peste 300 de milioane de lei. Până în prezent, doar Parlamentul a fost renovat în întregime, iar președinția rămâne încă nefuncțională.